câștig. Ce trofeu! Clar! Frumos! Ce emoționant! Cât de frumos! Trofeu. E timpul să aflăm cine are onoarea să dea trofeul câștigătorilor la ceremonia de înmânare din acest an. Succes tuturor! Wow! Oh, este prea mult! Nu mă pot uita! Știu cât de important este pentru toți. Nu în fiecare zi dai un trofeu cu un cristal al puterii încasetat în el la meciul final din Cupa Copita, în mijlocul stadionului, într-un balon cu aer cald. Balon cu aer cald, absolut grozav. E și acesta un fel de a spune. Câștigătorul este Lin. Cum? Incredibil, nu se poate? Felicitări, Lin. Poți să te oprești din dans și să alegi doi însoțitori pentru Cedric și Rose, normal. Ce norocoasă. Mai mult noroc. Fi atât de grozav. Normal, mersi că ne-ai ales. Înaintea ceremoniei, vă veți plimba peste dealul priveliște să învățați să controlați balonul. Veniți cu mine. Distractiv, nu se fu. Tăcere! Dealul priveliște chiar e perfect. Ei vin direct spre mine cu cristalul puterii aflat în trofeu. Voi ieși în sfârșit din închisoare. Hai, du-te în beci și adu-mi cristalele. O să le fac o surpriză zburătorilor. Surpriza adică eliminare. Billy Fantasia. Da, lumea noastră vei veni, te vei distra cu prietenii. Ești în al nostru castel, strălucește străluciri fel de fel. Împreună ne vom distra și mult vom mai dansa. Veniți cu toții dansând, nu ne meciul Copita Rotundă. Echipele Clăpoței și Laleaua, sunteți în finală, felicitări! Sigur vom avea un meci grozav. Da, Geric? Echipa mea are probleme cu portarul. Ce înseamnă probleme? A mâncat prea multe brioșe la micul dejun, 24. A stat în baie toată dimineața. Mi-a trimis mesaj. E tot la baie, va sta acolo o vreme, mă înțelegeți? Meciul începe peste 30 de minute. Să rezolvăm problema. Să încalc regulile, mă vei captura pe loc. Acum nu voi mai sta, mă vei captura. Voi găsi soluția. Stai liniștit, Jerry, vă ajut eu. Will, hai aici! Știi să zbori și ești din echipa la Leoa, nu? Stai! Doar nu te gândești să pui un boboc în echipa mea, nu? Cupa Copita Rotundă e pentru elevii mai mari. Da, va fi o onoare pentru Will să joace în meci. În același timp, nici nu văd un alt portar în apropiere. Deci, stabilit. Ocup poziția de portar al echipei la Leoa. Pregătește-te! Serios? N-am mai avut poziția asta? Ne vom distra, nu-i așa, Jeric? Ha? Glumești, desigur. E o onoare pentru orice boboc, Lin. Ai avut noroc că ai fost aleasă și iată balonul! Arată deloc ca un balon. Asta e bună. Puteți să-l umflați oricând doriți. Folosește-ți magia. Care-i problema? Trebuia să înveți deja vraja umflării la magia 101, da? Oh, sigur, domnișoară.
Cum să faci vraja umflării? Foarte important, nu știi niciodată când ai de-a face cu un balon dezumflat. Mai întâi, oglinda de cristal cu cristalul magic potrivit, deci comanda cu care se face vraja e... Bine, să începem. Oglinjoară, umflare? Oh. Wow! Wow! Oh! Wow! Acum! Din nou! Încă o dată! Arată binișor! Poate nu ești potrivită pentru sarcina asta. Puteți pleca toți. Da! 15 minute. Doar atât timp disponibil am ca să te învăț să joci copita rotundă, Will. Nu e nevoie să mă înveți jocul, știu deja cum să-l joc. Sunt mascotă de 2 luni, în caz că ai uitat. Cel puțin ai o atitudine sportivă. Bine, fi gata! Cu tine în echipă ne vor învinge sigur. Adio, trofeu și victorie. Dar nu-i vorba de victorie sau pierdere, ci de prietenie. Vom juca împreună și ne vom distra, nu-i așa? Nu? Cum zici tu, Will. Vă rog, domnișoară, mai dați-mi o șansă să umflu balonul. Vă rog, vă implor. Îmi e clar că mă implori, dar am decis deja. Nu ești pregătită, Lin. Doamnă directoare, așteptați. Scuzați-mi, prietena, o fi prea emoționată pentru ceremonia trofeului. Precis știe vrașa. Ne-a ales pe noi cu un temei, nu, Lin? Rose, ești gata? Oclinjoară, reglează balonul și ridică-l. E al tău, Rose. Oclinjoară, presiune atmosferică cuplată, umflă balonul. Bine că ai prieteni buni. Meciul Copita Rotundă va începe. Iată trofeul. Ia-o spre nord, cotește după deal și revin-o pe stadion. Ai să aterizezi perfect după această exersare. Pot conta pe tine, Lin? Haide, Bati. Hai că poți. Hai că poți. Hai că... Atenție la cristale! Hei! Crezi cumva că ele cresc în copaci? Din toată fantazia am reușit să mă aleg cu cel care-i mai puțin isteț. Scuze, maleficența voastră. Adu-mi-le înapoi. Cu cristalele galbene voi aduce o tornadă care va absorbi balonul spre abisul stâncos. Și adio, mânj. Salutare, trofeule. Ușurel, Will, dă tot ce poți mai bun. În fond, e doar meciul final al Cupei Copita Rotundă. Meciul final al Cupei Copita Rotundă? Oh, vai! Nu fi așa dur cu el, Jeric. Lui Will îi place mult sportul. Hei, Will, repede! Ce ai spus? Poate că îi place sportul, dar nu excelează la Copita Rotundă. Echipele Clăpoței și Laleaua, pe poziție! Succes, Jeric! Mersi, voi avea mare nevoie! Începem! Jucați corect, căluți! Dă pasă cu boltă! Acum! Hai! Blocaje respectant. Ce ne va ajuta să rezolvăm acum problema? Foarte rapidă, să facem tot așa. Să blochezi șutul acela, mă asculți, Will? Blochează! Dar trebuie așa, să fiu rapidă, da, ci sunt pregătită, așa. Will! Doar o mică eroare de calcul. Nu se va mai repeta, capitane. Oh.
Să crești! Hai, cristalul puterii va fi al meu apoi! O, fantazia! O zi însorită? Nu mai poți avea încredere în prognoza meteo. Nu îmi place, să ne întoarcem. Ce se întâmplă? Nu știu. Ce forță are, nu se mișcă. Zborul cu balonul trebuia să fie cel mai grozav lucru. Dacă ne prăbușim, se mai consideră grozav? Nu e bine. Nu știu dacă vom supraviețui. Asta e sfârșitul? Am de mărturisit ceva. De fapt, nu mă cheamă Lin, ci Lindolin, dar nu îl suport. Am de zis și eu ceva. Mărimea copitei mele e 38, nu 34. Până mai pot, vreau să vă spun că din prima zi la Academie sunt îndrăgostit de... De mine? Da, de tine. Ești expert în magia vântului. Sigur știi o vrajă să ne salveze de tornadă. Așa e. O vrajă cu vânt poate anula forța absorbantă tornadei cu un val de vânt puternic. Pentru asta îmi trebuie un cristal al puterii și nu am. Uite! Da, bine. Îndreptați-vă oglinzile de cristal către cristalul de pe trofeu. Când zic eu, 3, 2, 1. Acum! Undă de vânt cu 4 forțe! Am reușit-o! A fost grozav, Lindolin! Hei, nu-mi spune așa! Ua, șefu! Suporți bine eșuarea planului! Nu strigi, nici nu te plângi despre asta! E bine că îți gestionezi frustrarea. Sunt mândru de tine. Mai taci! De data asta am planificat totul. Treziți-vă, lacomii mei. Treziți-vă din abisuri. Și aduceți-mi cristalul. A fost cât pe ce. Mă bucur că suntem întregi. Îmi poate spune cineva ce a fost asta? Le luăm pe rând. Cedric, spuneai că ești îndrăgostit de... Lin, era să dispărem în tornadă. E ceva foarte grav. Ei, hai! Important este că suntem vii. Suntem în siguranță, fără motiv de îngrijorare. Ce mă bucur! Atenție! Ce creaturi! Așa-i, atenție! Ascultați-mă cu toții! Strategia bumerangului, la comanda mea! Nu mai avem timp, trebuie să urmăm ceva. Știi că poarta adversarilor e de cealaltă parte, nu? E strategia bumerangului. L-ai auzit pe Jerry? Da, așa cred. E rândul tău să joci. Haide, Will! Strategia bumerangului! Mai auzi? Strategia bumerangului? Hai, hai, hai! Lovitură bumerang! Cum? Ce ai făcut? Bravo, Boboc! Pierdem și e doar vina ta! Scuze! Vai, ce ar trebui să facem? Poate că... Asta, ce zici? Wow, îmi place stilul tău! Vor cristalul puterii să vă apărați cu orice aveți la îndemână! Scuze, monstrule, ești drăguț să ții asta puțin? Mulțumesc! Doi contra unu? Nu-i corect! Ce-i aia? Pa, pa! Ne prăbușim! Nu încă!
Așa da muncă în echipă. Bate copita! Serios? Câte chestii din astea există? Nu-i timp de numărat. Ei, Sparkle va înțelege. Ajunge cu joaca! Scoatem oglinzile de cristal. Oglinjoară șut de vânt. Oglinjoară, efect trambulină. Oglinjoară, efect de lumină. Ușurel cu căderea. Deci, ce părere aveți? O galopăm de aici? Îmi pare un plan bun. De acord. Acum, o simt clar. Blochează asta, Zec, orice sa. Asta căutai cumva? Asta e lovitură. Nu, ăsta e gol. Regret, căpitane. Îmi dau toată silința, dar sunt doar un căluț care se pricepe la dans. Sunt mascota echipei. Poate ar funcționa. Vei juca în poziția mea. Eu trec în poartă. Ascultă, fă ce știi. Imaginează-te mascotă din nou și fă ce știi. Ai înțeles? Cred că da. Șanse să câștigăm. Foarte rapid, da. Să facem totul așa. Oportunitatea de a opri timpul acum e a mea. Dar trebuie așa. Să fiu rapidă, da. Și sunt pregătită. Așa să încalc regulile, da. Mă vei captura pe loc. Acum nu voi mai sta. Mă vei captura. Voi găsi soluția. Sfârșit stadionul. Și am ajuns fix la timp. Meciul e pe sfârșite. Este prima și ultima dată când sunt interesată de ceva atât de periculos ca înmânarea trofeului la cupa finală Copita. Faci onorurile? Aterizezi tu? Sigur. Să termin ce începi, corect? Serios? Câte asemenea creaturi există? Len! Credeam că s-a terminat. Atenție la copaci! Ei, să ne ținem bine. Puteam să jur că am auzit strigăte. Mai este un minut. Să jucați foarte bine. Ați auzit? Se află în pericol. Trebuie să facem ceva. Așa e, dacă lucrăm. Ce toți pui acolo? Meciul continuă ca să decidem echipa mai bună. Și a mea va fi. Voi câștiga ca să demonstrez asta. Nu ai nimic de demonstrat nimănui, Jerick. Nu e vorba despre câștig sau pierdere, e despre prietenie.
Dar, hei, dacă preferi să câștigi în loc să-ți salvezi colegii, demonstrezi mai multe decât crezi, asule. Atenție! Îndreptați oglinzile către balon. Să ne ajutăm prietenii cu vrajă de stabilizare. Oglinjoară, aterizează-l! Ne-ați salvat! Mersi pentru... Ești tot mai bun la jocul ăsta, nu-i așa, Will? Mersi, Will. E o zi de ținut minte. Sau de uitat. Depinde de perspectivă. Azi am învățat toți o lecție importantă. Să dai mereu o copită de ajutor cuiva la nevoie. Datorită curajului și fair play-ului celor două echipe, meciul din finala cupei din acest an va rămâne drept exemplu de urmat. Ne bucurăm că toți trei sunteți teferi. Acum, Lin, te rog să faci înmânarea oficială a trofeului către acești căluți curajoși, căci toți sunteți câștigători. Felicitări! Mulțumim! Dar hei, cel mai important e că suntem teferi datorită vouă. Corect, domnișoară? Sigur! Deci nu vom fi pedepsiți în niciun fel pentru că am spart trofeul magic. Mulțumim, sunteți cea mai bună directoare. Nu! A fost cât pe ce! Șeful, ar fi mai bine să nu mai fi furios. A fost cât pe ce! Șeful, cred că furia ta produce o tornă. Ce se întâmplă? Au! Încetați! Au! Body Wicks! Rezolvi, șeful, imediat! Dincolo! Acum te-am prins, sau nu? Vino aici! Oglindă, oglindă! Împlineți! Au dublat în limba română Anda Tămășanu, Alina Leonte, Alexandru Rusu, Sebastian Lupu, Daria Oprea, Sorin Ionescu, Florian Silaghi, Anca Singmirean, Ciprian Ciuciu, Georgia Căprărin. Traducerea și adaptarea Stelian Mierluț, regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat pentru Minimax. Acum și-ntotdeauna.